Bună, vărsător, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 17-23 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia vărsător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragii mei vărsători, pe 20 aprilie avem o eclipsă hibridă, avem o eclipsă de soare, care da, vorbește și despre relații. Și uite că este a doua lună nouă în berbec, a mai fost una acum aproximativ o lună, doar că de data asta e cam diferit. Pluto, care e în zodia ta, e și el implicat, e un guvernator și el, unul din cei doi. Și uite că e un moment în care poate să apară o noutate în zona rudelor, da? Poate să apară ceva nou legat de anturajul tău, legat de viața ta privată. Poți să începi să studiezi ceva, apar niște drumuri pe care le-ai de făcut. Vezi că eclipsa asta te pregătește oarecum pentru intrarea nodurilor lunare în semnul berbecului și respectiv în semnul balanței. Asta undeva prin vară, doar că na, trecerea nu se face brusc, e lentă. Uite, e un moment în care fie tu îi vei surprinde pe ceilalți, că nu m-ar mira, da? E un moment în care ai curajul și faci ceva, ai curajul și înveți ceva, ai curajul și spui, uite, da cum, eu nu sunt în stare să merg acolo, dar eu nu pot să fac asta, și te apuci și acționezi. Nu-i nimic negativ în asta. Este o protecție foarte mare pe care tu o ai și un noroc legat de casa ta, familia ta, legat de trecutul tău, legat de o casă, legat de o moștenire, deci foarte multă susținere ai. Și uite că pentru unii vărsători poate să fie o noutate legată de locul natal, nu știu, de locul în care ați copilărit, da? Pentru unii dintre voi. E ca și cum stabilești cu cineva un anumit obiectiv ca să faceți ceva împreună, să lucrați la ceva împreună. Da? Unii vărsători, v-am spus, e posibil chiar să vă apucați să studiați ceva. Nu e vorba de vreo facultate, de vreun doctorat, ci e vorba de ceva mai lumesc, da? Ceva mai ușor, nu știu, un curs, înveți niște chestii aparent banale. Doar că, așa cum spuneam, apar noutăți, dragi vărsători. Soarele intră în Taur, da? Tot pe 20 aprilie. Asta înseamnă că ești foarte bine susținut pe casă, pe familie, pe stabilitatea ta, doar că apar și conflicte undeva în jurul datei de 20 aprilie cu o persoană importantă din viața ta, fie partenerul de viață, fie o persoană masculină cu autoritate asupra ta, o persoană importantă, pe acolo pot apărea conflicte. De ce nu? Vezi că sunt lucruri pe care tu le inițiezi, că Pluto acolo în zodia ta îți dă putere, da? Îți dă putere, îți dă energie și acum depinde ce faci cu ea. Acum ciocnirea aia e inevitabilă. E ceva legat de niște acte sau e ceva legat de o relație, da? În general vorbind. De asemenea, Mercur intră în retrogradare aproximativ pe 21 aprilie și stă acolo până pe 15 mai. Și uite, mare atenție la discuțiile care apar în casă și în familie, pentru că ele pot perturba puțin situația, da? Pot apărea tot felul de probleme de comunicare cu un copil, cu persoana iubită, sunt lucruri legate de schimbări, de transformări. Unii vărsători vă apucați și vreți să vă mutați, nu e ok, da, pe Mercur retrograd, pentru că puteți să vă treziți că dați mult prea mulți bani pe o chirie sau pe o casă care nu-și merită bani. Da? Vă pot veni rude în vizită, atenție pe aici, pentru că Mercur acolo retrograd în Taur poate să însemne și hoți pe casă, da? Adică vedeți cine vă intră în casă, să nu sustragă vreo ceva. Atenție pe, știu eu, vorbele, da, care vă pot ieși în familie, pentru că Mercur retrograd în Taur mai reprezintă și bârfe, deci atenție pe zona aceasta, da? Atenție foarte mare. Nu știu, mașina familiei poate avea probleme, să spun așa. În general, comunicarea în casă și în familie este ceva mai dificilă, da? În perioada aia, nu neapărat negativă. Dar uite, partea bună a lucrurilor e că poți să redeschizi niște discuții, poți să reiei niște chestii, da? Și să faci acolo, știu eu, rai din ceea ce ai. Adică să reiei niște discuții, să reanalizezi o situație.
Hai să vedem și arhanghelii ce transmit, ce trebuie să cunoști pentru această săptămână, pentru că este una importantă din punctul meu de vedere. Este o săptămână foarte, foarte intensă. Mesajul este vestea cea bună. Numărul 3, foarte important pentru tine în această săptămână, deci cunoaștere. Interesant este că luna nouă se produce pe cuspida casei 3, deci interesant, nu? Interesant. O veste bună pe care o primești. Culorile importante. Albastru, portocaliu, mov, galben, iar arhanghelul Gabriel este cel care îți oferă un dar, o ghidare. Sunt prin excelență mesagerul divin. Ai încredere, aduc numai vești bune în viața ta. Să des cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Foarte frumos, da? Foarte, foarte frumos. Se pare că tu vei primi tot felul de vești bune în această săptămână. Dar sunt lucruri, simt eu aici să spun, care țin și de tine. Da? Și tu vei avea o influență foarte mare. Hai să vedem, dragi vărsători, și tarotul ce transmite, pentru că este o săptămână importantă și pe relații, în mod special. Da? Te pregătești pentru intrarea nodurilor lunare în alte semne zodiacale, adică de primvară ți se activează axa asta a cunoașterii, a drumurilor, deci vezi ce faci. Hai să vedem. Încă o dată simt. Wow, cavalerul de cupe. Dragi vărsători, ce faceți voi? Roata destinului. Wow, bun. Regele de foc la baza manifestărilor, da? La baza pachetului, valetul de spade, asul de spade. O legătură foarte puternică simt eu aici cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. O negociere pe care o ai cu cineva. Este o persoană care se interesează de tine, este o persoană care face niște schimbări. Vezi că și ție îți pot veni tot felul de idei bune. Da? Tot felul de idei bune. Avem prima carte, cavalerul de cupe pentru tine, o întâlnire pe care o ai, un drum pe care îl faci către un loc drag sufletului tău sau pentru a te întâlni cu o persoană foarte dragă inimii tale. Și tot cavalerul de cupe, să știi că vorbește despre iubire, da? Despre pace, despre liniște. Regele de cupe la baza manifestărilor tale, o puternică legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Trecutul bate la ușă pentru tine în această săptămână, zona medicală este importantă în egală măsură, dar văd că ai și o intuiție foarte, foarte mare. Avem regina de monede în inima ta, o legătură cu o zodie de pământ pentru unii, taur, fecioară, capricorn, dar este o săptămână în care pentru tine stabilitatea unei relații va conta foarte mult. Vrei dovezi palpabile, nu mai merge cu teoria. Ești foarte preocupat de o situație legată de casă, de familie. Regina de monede vine cu ceva stabil, vine cu o sumă mare de bani. Da? O femeie poate avea un rol important. Marele preot în mintea ta, o legătură cu un taur pentru unii, din nou. Marele preot vorbește despre faptul că tu vrei lucruri serioase, vrei să-ți asumi ceva, o căsătorie, o logodnă, o relație serioasă, un contract la muncă. Da? Tot marele preot îmi spune mie că partea aceasta de credință are un rol foarte important pentru tine. E un moment în care ți se cere să arăți celorlalți, să le spui concret ceea ce vrei, să-i ghidezi, să-i ajuți. Apoi avem roata destinului, dragi vărsători. Roata asta a destinului sau roata norocului vine cu schimbări, vine cu un final, cu un nou început, dar nu sunt lucruri de care depindem noi. Tu intuiești ceva. Roata destinului poate să-ți aducă niște schimbări în viața ta, poate să-ți aducă o nouă persoană, un nou loc de muncă, niște cursuri noi, așa cum am spus, pe care le poți face, dar roata destinului vine cu transformări. Da? Și uite, 3 de spade, cineva din viața ta privată nu este foarte încântat de această transformare. Persoana iubită se simte dezamăgită, un copil, prietenii, familia, 3 de spade reprezintă acel moment în care cineva nu este încântat de toată această poveste. Asul de monede în mintea celuilalt. Aici este vorba despre o dovadă palpabilă, o dovadă concretă pe care cineva o dorește de la tine.
Asul de monede poate să însemne și un nou loc de muncă, un nou contract, noutăți care apar la muncă, un nou loc în care merge, o nouă țară, un nou oraș. Asul de monede reprezintă și prosperitate. Da? Și prosperitate. Da, o săptămână în care, dragi vărsători, aveți și voi un rol important. Fie cineva din viața voastră trece prin niște schimbări, prin niște transformări și voi e nevoie să-i ajutați, să-i ghidați. Da? Dragii mei, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. De asemenea, dacă vrei să te alături acestei comunități, trebuie să apeși butonul Alătură-te și acolo ai toate detaliile cum anume să devii membru, iar această calitate de membru îți asigură acces la toate previziunile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună și de asemenea te invit cu drag la previziunile zilnice pe zodii, la previziunile pentru luna aprilie, dar și la previziunile pentru anul 2023. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă!